Să rămân bună seara! Bine ați venit la cea de-a cincea ediție a, -a Cafenelei Complexității la noi la Brașov. În primul rând, ca să nu uităm la final, să mulțumim sponsorilor, în special hotelului Cubix, uh, Lingeman, că avem și reprezentanți aici, și bineînțeles Asociația Nicolae Titulescu din Brașov. Și vreau să mulțumesc inimoșilor noștri uh, Specialiști în imagine, transmisia este foarte bine realizată, calitate, și ei sunt iar alături de noi și ne ajută să putem să fim prezenți pe un plan mult mai larg. Astă seară o să avem câteva întrebări. Dacă ar fi să ne gândim la un cuvânt care să zicem că ar caracteriza lumea în care trăim, care credeți că este acela? Eu m-am format și o să vă provoc, și la dialog. Nu vreau să. Cum ați defini lumea în care trăim astăzi? Sunt, hai să zicem, două cuvinte, dacă unul e prea complicat. Complicată. Complicată. Complexă. Complexă, da. Schimbătoare, interes interesantă, interesant, interesantă. Așa. Două cuvinte. Două cuvinte. iPhone. Alt. Mercantilă. Mercantilă. Da. Lumea în care trăim. Cred că de aici câteva cuvinte să desprind. E o formă în care trăim astăzi, și este uh, cât se poate de complicat și de complex ceea ce se întâmplă, și o să vedem un pic mai încolo. Uh, lumea viitorului este caracterizată astăzi prin acronimul VUCA. Termenul și ideea vine, bineînțeles, din, din domeniul militar. Uh, special trupele de, de Sant uh, au căutat să înțeleagă acest concept foarte bine, întrucât e aștepta necunoscutul. Ce înseamnă asta? Înseamnă așa, că este volatilă, este incertă, complexă, precum s-a spus Adinaul, și ambiguă. Este o lume cu adevărat care ne provoacă și ne pune în fața la situații de neașteptat, este volatilă pentru că totul în jurul nostru se schimbă în permanență și rapid și neașteptat și nu știm niciodată, sau în mare parte nu știm în ce direcție să o luăm. prioritățile, obiectivele de astăzi nu mai corespund cu cele de peste de un timp foarte scurt și uh, ne-a făcut să ne obișnuim cu ideea că totul se schimbă și există riscul ăsta să nu mai abordăm atenție la ce trebuie să facem în condiții de schimbare rapidă. Este incertă. Clar că o consecință a volatilității și dinamice este incertitudinea. Nu mai avem această capacitate de a previziona viitorul. Exista sintagma că analizând trecutul și prezentul putem previziona viitorul. Practica ne arată că astăzi acest mod de lucru nu mai funcționează. Nu mai putem previziona viitorul pentru că nu mai avem la îndemână. Față de uh, uh, timpurile mai vechi. Deși mai avem și varianta prin care spune că viitorul se întâmplă azi. Și asta este ceea ce ne animă și suntem pre... de asta suntem prezenți aici. Da? Ne e greu încotro să o luăm, nu ne este ușor. Este complexă. Informațiile vin din toate mediile. Evenimentele se suprapun suntem derutați. Exista sintagma cine deține informația, deține puterea. Astăzi nu mai este valabil. Puterea este deținută astăzi de cine deține mijloacele de a propaga informația. Dacă vă amintiți, din primul slide, prima imagine, primul mare dușman e Astăzi e înainte la o cutie, astăzi zice MLCD, plasmă și așa mai departe. Cine deține aceste sisteme de difuzare a informației, de fapt, au puterea. Și atunci noi suntem într-o complexitate pe care nu putem întotdeauna să o controlăm, să o intuim și să acționăm în urma acestei complexități. Este ambiguă? Este clar că. Este genată de lipsa de încredere în vericitate, vericitatea informațiilor. Da? Dacă informația nu mai este autentică, ceea ce se aude astăzi aici, deci un eveniment transmis pentru -un, un mijloc de informare, să zicem, la Paris, face să cadă bursa la Tokyo. Aproape instantaneu. Cu câțiva ani în urmă, nu cu mulți ani în urmă, până informația se procesa, se puteau lua măsuri, lumea se putea apăra. Astăzi informația circulă de așa manieră încât nu mai știm cum să acționăm. Și reacțiile sunt diverse și neașteptate la foarte multe organisme și organizații din jurul nostru. Atunci, noi, cei de rând, ce ar trebui să facem? Să ne adaptăm la această lume plină de surprize și care Uh, nu ne mai poate genera informația unde să aflăm care ar fi, să zicem, în ghilimele, dușmanul nostru de zi cu zi. Informația care vine. Da? Trebuie să ne adaptăm. Trebuie să ne adaptăm cu, cu capacitatea de a extrage, de a înțelege și de a corobora din mai multe informații miezul și esența ei care ne este nouă. Convenabilă, pentru că, la urma urmei, asta trebuie să supraviețuim. Capacitatea de a lua decizii rapid în condiții de incertitudine. Deci, acesta este un, un moment foarte important, să fim capabili să decidem rapid în funcție de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, coroborat cu obiectivele și cu planurile noastre. Și atunci, pentru asta, ce ne trebuie? Învățare continuă și inteligență. Nu se mai poate și trebuie să o uh, acceptăm fără această învățare continuă. Și este, știți foarte bine, sintagma. Organizația care învață. Paradigma se schimbă, organizațiile au fost uh, orientate până acum pe entități, uh, stil piramidal, nu? Aveam uh, un CEO sau un uh, director general, un, un CFO, un director financiar, director de marketing. Director, da? Lucrurile se schimbă, ea trece la un mod de organizare organic. Se concentrează pe interacțiuni. Și de aceasta e nevoie, de această învățare continuă. Creativitatea și inovație. <coughs> sunt oameni care zic, domnule, visați. În secolul 21 să se mai visăm, mileniul 3, visați. Un vis poate deveni un plan. Acum am aici un prieten care totdeauna a folosit sintagma un plan, prost este de un milion de ori mai bun decât niciun plan. Faci un pas lateral, dacă nu, iese, nu ies lucrurile, te reorganizezi și continui. Ai un plan, faci ceva. Visurile generează planuri. Planurile generează această necesitate de um, a ne crea inovația, de a ne genera lucruri inovative și atunci ne uh, stimulăm creativitatea. Și, bineînțeles, dacă conștientizăm toate lucrurile astea, devenim responsabili. Fără a le conștientiza, responsabilitatea nu apare, nu se implică. În, nu ne, ca să zic așa, să citesc clasici în viață, nu ne pune ceva în coaste. Din punct de vedere management, că asta ne doare și acesta este un subiect pentru astăzi, contracararea acestei vieți haotice de tip VUCA, culmea are la bază un sistem care are aceleași, este același acronim. Viziune, deci managerul trebuie să aibă și să-și descopere, să aibă o viziune în permanență, în conformitate cu ceea ce se întâmplă în jurul lui și în condițiile acestea volatile și de incertitudine. Înțelegerea, trebuie să facă pasul acela lateral, să înțeleagă ce este în jurul lui, care sunt conexiunile, legăturile în, în coroborate cu interesul și cu ceea ce trebuie să dezvolte, cu ceea ce trebuie să obține ca performanță managerială, claritatea, să-i fie clar ce este și ce are de făcut și în special agilitatea. Deci capacitatea de a acționa rapid, de a vedea în timp scurt și de a acționa rapid. Asta îi generează acest succes, eu aș spune eficiență, pentru că asta căutăm în management. Aceasta, viziunea este, contracarează volatilitatea lumii în care trăim, înțelegerea contracarează incertitudinea, pentru că Asta trebuie să căutăm ca și manageri, să contracarăm elementele care ne perturbează buna desfășurare activității. Claritatea contracarează complexitatea pe care nu o putem com controla și agilitatea, bineînțeles, ne ajută să contracareze ambiguitatea. Acum, toate lucrurile astea sunt astăzi. Însă spuneam că viitorul se întâmplă astăzi. Și este dovedit, deși cunoaștem și această, această manifestare a, a lumii actuale și încercăm să contracarăm cu elementele care să ne ajute în situația de management, este totuși insuficient, pentru că dinamicitatea vieții și maniera în care a, a, lumea evoluează, tehnologia, progresează, ne pune într-o situație sau foarte des ne face să fim în situații de a fi în urma evenimentelor. Și atunci discutăm de managementul transformațional. Până acum s-a discutat foarte mult și cu foarte mare succes și toată lumea a fost foarte încântată și sunt cursuri, cărți de managementul schimbării. Esența managementului schimbări este dacă vrei ca cei din jurul tău să se schimbe în primul rând trebuie să te schimbi tu ca manager, schimbi lucrurile ai făcut o partidă de șacră stori tabla, pui iară piesele și joci al joc. Dar piesele sunt aceleași, regulile sunt aceleași și nu schimbi decât un element cu altul. Ne reorganizăm într-o firmă schimbăm uh, directorul de vânzări cu un fost coleg sau aducem cum zicem noi, facem revoluție, aducem sânge nou ceva din afară, nu numai o simplă evoluție, schimbările astea deja nu mai dau rezultate, nu mai pot ține pasul cu ceea ce ne așteaptă. Și atunci, în contextul ăsta, discutăm de transformări. Și aici, transformarea este la nivel de individ în primul rând. De-aia spuneam că se schimbă paradigma și se trece la organizare de tip organic, care are la bază interacțiunile dintre cei care sunt implicați în desfășurarea activității, nu ierarhiile. Și pentru că vreau să profit, de asta am vrut să fiu foarte scurt, să profit că Florina astăzi ne va vorbi de managementul transformațional și este zona pe care o stăpânește. Eu vă mulțumesc și o să rog pe Florin să preia, ca să zic așa, ostilitățile și să ne încânte cu managementul transformațional. Este numai o sinteză a unui curs de multe ore, multe ore ca să nu zic câte. Deci nu Mulțumesc. cred că, apropo de învățarea continuă, este un curs care începe acum și împreună lucrare, poate se termină prin transformarea societății în care trăim, de care ne-o dorim. Avem o imagine, dar, paradoxal, cum spunea și Einstein, tot încercăm să facem același lucru sperând să se întâmple altceva. Deci trebuie o schimbare radicală, însă și în atitudinea noastră, așa că o să încerc să vă povestesc despre câteva elemente care definesc două aspecte ale managementului transformațional, în care una este varianta clasică, să zicem, care are deja cursuri multiple pe această topică, și care se referă în general la, să zicem, transformarea hărții mentale a omului tot în slujba serviciului, în sensul în care principala problemă este pregătirea omului pentru piață și o altă variantă este pregătirea omului pentru el însuși, în care piața nu mai e un scop, ci este un mijloc de dezvoltare. Și atunci, într-un fel sau altul, avem două accepțiuni și sper să vă arăt, în principiu, această diferență specifică, pentru că altfel riscăm să intrăm într-o altă formă de învățare mecanică a unor reguli de management transformațional, devine modă, le transmitem, dar nu se întâmplă mare lucru pentru că nu le metabolizăm în sensul transformării reale a persoanei. Și aș începe cu o relație interesantă, sau mă rog, o pildă pe care o avem dintr-un banc, care l-aveam auzit când eram eu mai tânăr, înainte de Revoluție, referitor la o fabrică, parcă am mai dat exemplu ăsta, era gir, și muncitorii de acolo tot luau că o piesă, tot încercau să o asambleze și acasă, deși sperau să apară o mașină de cusut, că asta era topica, așa tot o mitralieră. Deci, cu alte cuvinte, dacă nu schimbăm axiomatica cu care derivăm creativ ceva, va ieși același lucru, de aceeași calitate. Simbolic, dacă lucrăm pe o gamă muzicală cu șapte note, va apare o varietate nesfârșită de melodii, dar care au în spate o singură structură. Structura respectivă e vorba în schimbarea transformațională, schimbarea profundă a setului de valori, a conceptelor și managementul transformațional autentic ajută omenirea, sprijină omenirea în asimilarea acestei noi baze conceptuale care modifică bunul simț al omului cu care el, de fapt, se orientează în realitatea respectivă, un bun simț absorbit și transformat încă de la uh, Newton-Citire, în tot ce înseamnă partea asta mecanicistă, newtoniană, uh, tipul de societate industrială care cumva e impregnat în noi. Deci tranziția, cum zicea Viorel, de la sistemic la organic, la organizația ca un ceas elvețian, mecanică, cu proceduri la... Organizația care învață e un salt mai mult decât niște noi reguli pe care vine un manager să le spună sau un, un coach care antrenează niște viitori manageri în management transformațional. De aceea, e, aceasta ar fi varianta clasică, este o carte clasică de management transformațional în care apar o grămadă de date foarte utile, este esențială, face parte din nevoia de a dinamiza societatea care, într-un fel sau altul, a intrat într-o stază datorită lipsei de predicții, a incertitudinii, a schimbărilor climatice, e o, e o, e o stare de, de nemulțumire, o stare de panică generală care se traduce în starea fiecăruia și implicit e nevoie de un vizionar care să vină și să schimbe ca să mergem în continuare pe aceeași cale. Nu să mergem pe aceeași cale, căci calea în sine este blocantă. Și trebuie să schimbăm calea. Ce înseamnă asta? Vom vedea. În ce context se întâmplă treaba asta? Pe în contextul celei de-a patra Revoluții tehnico-științifice sau industriale, cum vreți să ziceți, care merită puțin luată mai în serios. Este o schimbare majoră, nu este doar o cosmetizare politică prin cuvinte prețioase, nu, este o schimbare a modului de gândire a unui produs, a modului de reformulare a conceptului de muncă, a, 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 tipuri noi de produse, de la generare de fizică cuantică, la bioinginerie, biotehnologie, bioinformatică, infodinamică, jurist dinamică, zeci de meserii noi care se nasc, astfel încât stau și mă uit la cea mai tânără de la noi din grup și sunt foarte fericit că aici, și mă uit, nu știu cum va arăta când el va intra în Câmpul munci, cum va arăta valoarea, structura și așa mai departe. Deci automat, volatilitatea, apropo, este mare. De aceea, contextul în care se discută, Schimbarea de care vom vorbi de-a lungul zilei și care sper să devină subiect pentru niște grupuri mai în amănunt, este legată de această capacitate tehnologică profundă care schimbă modul de a gândi produsul, modul de a realiza produsul, modul de a difuza produsul, dar produsul deja devine așa de sofisticat din punct de vedere al funcționării sale, încât intră în conflict cu persoana care nu mai poate să-l înțeleagă. Vedeți și asta, telefoanele le avem, Telefonele sunt deja niște interfețe pe cloud, au niște abilități extraordinare, nu sunt numai niște telefoane, și ne folosim decât niciodată nici ca telefon. Și ne înfuriem că mai bine am un telefon mai simplu, că uite câte îmi face telefonul respectiv. Deci e, e, o neînțelegere a produsului, adică complexitatea produsului devine așa de mare, încât, paradoxal, distanța dintre cel care utilizează produsul și produsul în sine creează probleme de ordin perturbator pentru societate și prin, prin, prin tensiunea pe care o generează în social implică o modificare a structurii sociale. Tensiunile sociale modifică chiar structura biologică a omului și, deja adică vă spuneam, o meserie importantă se numește uh, epigenetică, deci automat se forțează prin emoția care o avem zilnic, prin tensiunea care o avem în drum spre servici, în drum spre casă, tensiunea asta e capabilă să vă ducă în scrieri în structura biologică, iar în sine această meserie, dacă vreți, care este foarte utilă într-un foresight de întreprindere autentică, este echivalentă ceea ce se numește memetică. Memetica fiind, mema fiind gena corpului social. Și are înseamnă o schimbare radicală a structurii corpului social, asemănător cu schimbarea eventual genetică a corpului uman sau a corpului viu în general. Această etapă pe care o traversăm este o evoluție în sine. Trebuie să înțelegem că auzim din ce în ce mai des de societatea informațională, o trăim în principiu, societatea informațională nu înseamnă numai calculatoarea acasă, care într-un fel sau altul unii o le și rejectează. Nu, societatea informațională este folosirea informației ca structură de producție, cu totul altceva. Vorbim de societatea cunoașterii, care este cea care unii o acuză că este o găselniță politică, de fapt nu se poate împlini, că nu are. Nu, e o etapă în evoluția omenirii. Și urmează o etapă și mai sofisticată, în care e deja definită ca atare, societatea conștiinței. Apropo de ce înseamnă o gândire asumată. Adică o societate asumată care înțelege nevoia de hartă mentală nouă la nivel individual, însumată la nivel colectiv, formează o altă structură care se numește societatea conștiinței. Deci suntem pe o evoluție. Evoluția respectivă, dacă ne uităm numai la o fotogramă, nu sunt înțelegem în filmul. Deci avem nevoie, primul lucru, să ne deschidem uh, spectrul de uh, interacțiune cu natura pe, loc, pe zone din afara de meseriei personale, ca să începem să înțelegem ansamblul problemelor care generează nevoile secolului XXI și la care să venim eventual printr-un management transformațional sau prin orice alt gen. Vă, vă duc aminte că uh, esența transformării este că informația capătă valoare ontologică, nu numai valoare de schimb într-un calculator sau de știre și pur și simplu însă și noi suntem structuri informaționale, mâncăm informație, pentru că în clipa în care v-aș da elementele sau am mânca elementele componente dintr-un morcov, nu le metabolizăm. Noi metabolizăm morcovul. Acea biostructură, acea stereochimie, dacă vreți, e ca o scriere pe care organismul o decupează cu enzimele, bagă în celul ce are nevoie, dă afară ce nu are nevoie și de fapt, de fapt ne hrănim cu informație. Noi nu înțelegem încă cât de important este dar avem acum aparatură de măsură și control a calității biologice, adică a informației conținută în mâncarea pe care o mâncăm. Depinde de noi acum dacă noi începem să folosim aceste elemente sau ne băgăm în fel de fel de tehnici în asta de slăbire fără sens, în care după aceea, de fapt, de reglăm și cea mai rămas din metabolismul nostru printr-o activare doar a relațiilor care am văzut la televizor într-o reclamă. Deci, vă sugerez o carte importantă, The End of Work, deci, practic, munca în sensul care noi am avut-o în tradiție până la nivelul vârstei mele, să zicem, ca formație, se schimbă în esență. Deci trebuie regândită în chestia asta pentru că se schimbă conceptul de piață de muncă. O carte e tradusă la noi, e foarte importantă, se cheamă Clever, cum să conduc oamenii deștepți. Noi avem o problemă, nu reușim să, să ne alăturăm, refer fel ca CEO, nu reușim să ne înconjurăm de oameni deștepți. Oamenii poate chiar mai deștepți decât cel care conduce. Că în fond asta am nevoie de un grup care să sprijine, să mă sprijine pe mine ca decident, astfel încât să pot ia, lua decizii înțelepte în contextul respectiv. Pentru asta și avem nevoie de niște consultanți de nivel înalt. Noi sunt șapte reguli, dacă vreți, de a ține lângă tine că un om deștept e un om dificil. Un om deștept nu e unul care stă acolo cum îi spun eu și unde vreau eu. Nu, un om dificil are personalitate, trebuie să-i respect, trebuie să-i creez un cadru, că el este creativ într-un cadru, dacă este simte deadline-ul. Nu mai e creativ, că nu are cum să fie creativ și atunci îți dă soluții care, de fapt, sunt din ce în ce mai fără valoare. Deci, cu alte cuvinte, Clever e o carte importantă. Chaotix. Păi, tot ce o să încerc să vă spun este o carte care, de fapt, asta face. Vă Dă niște imagini cum arată managementul în societatea complexității, în zona asta dinamică și care sunt regulile unui manager într-o societate complexă. Iar ultima carte, care mi se pare extrem de importantă, pentru că ne tot jucăm cu Bitcoin și cu alte lucruri, este o carte iar și tradusă la noi, care arată sfârșitul banului, căci banul a devenit ca măsură, ați văzut și în prezentările anterioare, din păcate este singura formă de echivalare a muncii în momentul de față, dar în același timp este și frâna actuală extrem de puternică, pentru că banul poate să cumpere și poziție și cultură, între ghilimele, dar fără valoare, fără, adică poate să cumpere direct produsul, nu, nu munca pentru produsul respectiv vă dau un exemplu, am văzut în Statele Unite, la New York, la cel mai mare magazin de jucării, la mai niște rafturi cu, de exemplu, o 6 metri lungime de praști. Îl tot dau exemplu ăsta că m-a șocat așa de tare, că îl dau mereu pe altul, n-am altul mai șocant. Praști, nu erau două praști la fel. Cele mai și de forme pentru cea mai simplă formă de praști. Deci, cu alte cuvinte, în sensul acestei societăți de consum, eu nu îmi pun problema să-mi construiesc nici măcar o praștie. Eu nu o să o cumpăr. Deci, toată, care e filozofia? Am bani? Am de toate. Și atunci, dintr-o dată, banul ca atractor nu e capabil să declanșeze transformările interioare și toate elementele respective, pentru că cumpără direct plăcerea. Și o să vedeți care e problematica. Deci, cu alte cuvinte, aceste câteva idei care îți arată ce înseamnă viziunea schimbată de informație, are niște consecințe fundamentale de localizarea producției, se face în cu totul altfel, Eu pot să o gândesc aici, o proiectez în România, pe virtual, în cloud, mașinile de transpunere pot fi oriunde în lume, la asamblez direct la furnizor. Deci, cu alte cuvinte, de, de localizarea muncii este deja o realitate. Dematerializarea produselor, conserv funcția și o fac în, într-o într -o formă de mecatronică, și o fac într-un cluster de mai multe produse care sunt multifuncționale, în care 80% este soft și hardul devine, la rândul lui, cum să spun, controlat de soft, schimbându-se de la moment la moment, astfel încât aparatul ăsta timp de 3 milisecunde poate să fie radio și peste 4 milisecunde se recablează în interior, conform tehnologiilor moderne, și face altă funcție, hard. Deci nu numai schimb un soft pe un hard stabil, ci se schimbă chiar hardul în raport cu softul respectiv. Deci dinamica este absolut extraordinar de mare. Asta are ca și consecință instabilitate, socială lumea este uh, în panică, nu înțelege și neînțelegând, întotdeauna când neînțelegerea ai un sentiment de repulsie față de ce nu înțelegi și respectiv o problemă legată de turbulență economică care înseamnă, o să vedem imediat, adică, predicție. Și faceți aminte de un slide care l-am pus la început în prima întâlnire în care sugerează un lucru foarte important și anume că evoluția respectivă, dacă vreți, în viteza de schimbare, după anul cam în jur de 1980-1970, practic s-a -a inversat. Viteza de transformare mai mare decât viteza de schimbare a mentalității oamenilor în, în context cu cunoașterea, cunoștințele respective. Această distanță între ce se întâmplă în realitate și ce pot eu să asimilez, creează o tensiune care, de fapt, este una dintre elementele fundamentale ale crizei actuale. Criza actuală este o criză multiplă pe multe planuri, dar una din esențele acestei crize este această tensiune pe care o are, această veche lume în contact cu într-o încercare de continuare și care, într-un fel sau altul, creează niște probleme. Și atunci, adevărata provocare este, deja ca temă pe care managementul transformațional trebuie să o atingă, este reducerea analfabetismului funcțional și creșterea capacității de învățare. Deci noi n-am fost învățați să învățăm. N-am fost învățați să auto-învățăm. Să ne găsim o, un fișor de temă care să ne incite sufletul și să începem să căutăm, să ne dezvoltăm, chiar dacă nu se cere în momentul respectiv pe piață. Și am fost tot timpul ce? Am tot timpul am răspuns la cerința pieței. Și răspunzând la cerința pieței, piața a avut o singură problemă, să reproducă munca, să o reproducă. Adică am un proiect care trebuie reprodus în serie ca să vând produsele. Și atunci am făcut bucățele de produs în care fiecare a avut o operație, n-am înțeles sensul operației, nici de ce e nevoie de ea, n-am văzut finalitatea, nu m-am bucurat de finalitate, am avut bucățica, am luat bani și am plecat într-o altă realitate. Și sub forma asta, munca de la servicii, munca de acasă, a devenit disjunctă, fără niciun fel de dezvoltare personală, decât ca stres și, eventual, și stresul poate să fie favorabil. Deci, cu alte cuvinte, esența primei etape de a înțelege nevoia de management transformațional începe cu înțelegerea firmei care învață sau firmei organice, care se adaptează, așa cum se adaptează viu într-o schimbare de mediu, așa și firma trebuie să se adapteze într-o schimbare dinamică a pieții. Asta înseamnă că fiecare celulă din firmă, fiecare individ din firmă trebuie să aibă capacitatea de transformare, de recorelare, astfel încât ansamblu, numită firma să fie o unitate. O unitate, nu o simplă listă de oameni pe o uh, sa de plată. De asemenea, sunt câteva reguli ca să putem să începem să gândim treaba asta și să vedeți că dacă stăm și atenți, cele trei reguli principale nu sunt comode de niciun fel. Prima etapă, să suspend prejudecățile. Fără să vrem, ne-am format ca atare, ținem și avem un fel de, st de stabilitate internă și o o, un sentiment ale eului bazat pe niște prejudecăți. Așa considerăm că este normal, asta este ceea ce am decis că este normal, așa funcționez ca atare. N-am avut timp să chestionăm dacă e adevărată sau nu, ci e adevărată în contextul social, din perspectiva unui individ, dintr-o structură foarte mare în care nu avem încă conștiința întregului. Deci, cu alte cuvinte, trebuie ca să începem să gândim într-un sens de management transformațional, să, să avem observația sau să acceptăm ideea că o mare problemă ar fi să ne -o parte prejudecățile. Vă dau d un exemplu de prejudecată. Matematicienii sunt mai sus decât fizicienii, iar fizicienii sunt mult mai sus decât inginerii. Iar inginerii sunt cu totul diferiți decât medici și de așa ne ierarhizăm înainte de a începe. Și am avut o stare de genul ăsta, o situație când am avut un curs de armonizare unui colectiv foarte divers și foarte important pentru o, o unitate care lucra cu uh, virus foarte uh, uh, periculoși. Da? Deci era o unitate de nivel 3 de securitate biologică și care nu trebuia numai să fie așa de conștientă de fiecare element în parte încât să formeze o unitate. Pe când am dus undeva în afară, a fost o săptămână de training, ne undeva în afară, într-o zonă frumoasă, undeva la munte. Eram la, jos la recepție, așteptând ca toată lumea să cazeze, cu emoția că, uite, domnule, totuși, ce se va întâmpla? Era primul meu, prima intersecție cu asemenea job. Și auzeam un scrigă, niște țipete, la un moment dat, undeva de sus. M-am dus să văd ce se întâmplă. Era o doamnă Colegi de, de servici, în care o doamnă striga: Doar nu o să stau în, ca, în casă, în cameră cu o biologă. Eu am avut, am fost stupefiat. Eu sunt juristă. Cum o să stau cu o biologă? Vă dați seama în, cam unde e problema, apropo de prejudecăți. Pe fiecare, dacă analizăm, avem așa un filtru încât tăiem o trei sferturi din interacțiune înainte de a începe. Și atunci ne mirăm că nu avem o sinteză sau o, o comunicare comună. A doua problemă, suspendarea temporară a ierarhiilor. Domnule, fiecare e mai șef. Vreți să vrem, chiar dacă nu ne recunoaștem treaba asta, fiecare se dorește a fi șef în ierarhia pe care o are în jur. Și dacă cineva îi spune altfel pe alte cheie o informație, chiar dacă e consilier și încearcă să-i facă bine, are senzația că, prin acea lucru, dacă nu se potrivește cu rezonanța lui ca șef, are senzația că, e, cumva, este un fel de știrbire a autorității. Și nu, nu pare bine când, de fapt, poate să fie o mână întinsă pentru evoluție. Deci, cu alte cuvinte, suspendarea pe termenul de cât discutăm ce -aia, ce aia uh, transformațional este să dăm la o parte ierarhiile, să ne considerăm parteneri, indiferent de vârstă. Suntem parteneri într-o nebunie care înseamnă viața, care încercăm cât de cât să o facem mai bună pentru fiecare în parte. Nu deținem adevărul, pentru că e prea volatil, Înțelegem câteva lucruri, dar a fost bine și la am înțeles pentru roata din țată, simbolic, cum dau exemplu, eu fi mecanic, deci pentru partea de industrie fizică sau pentru materia anorganică avem legile foarte bine, dar pentru viu, pentru social, pentru economic, pentru viață, pentru fericire, habar nu avem încă. Deci suntem într-o navă, planeta Pământ Gaia, care ne duce într-o necunoscută oarecare în care cercăm să ne facem noi viața mai bună. Deci, mediul transformațional, cam asta încearcă să creeze premizele coerente ca să facă omul mai deștept, dacă vreți, mai, mai cum să spunem, cu înțelepciune, în sensul cu înțelegerea celor din jur și care să-și organizeze astfel încât să fie și el mulțumit, fericit, nu tot timpul într-o sarcină de servici. Pentru asta trebuie să o pornim de la o egalitate și să știți că în sănătate mă uitam noi am copia cam repede ideea asta fără dumneavoastră și vin tinerii și ne iau peste picior la întâlnire și o formă directă, tu ce faci? În America asta tu și dumneavoastră e, e o altă poveste, că e o chestie de limbaj. La noi este o problemă naturală în sensul în care nu înseamnă că dacă îți pun pe nume, nu te respect. Dar noțiunea asta de spus pe nume și respect trebuie înțeleasă în profunzime și atestată ca atare. Deci în străinătate când vii, te duci și îi spui șefului Bill, e Bill, dar e în mintea ta, este șeful tău și recunoști ca atare, nu e Bill și a doua zi ne batem pe burtă, cum se întâmplă de multe ori în structurile de aici. Și atunci omul ca să se apere și -a ceva, ce face? Își pune din toată ierarhia și tu nu vorbești cu mine așa. Și atunci automat ne-am poziționat, am făcut niște, cum să spun, frontiere în comunicare, am luat preconceptele că așa se întâmplă aici și apoi ne de ce tot timpul se întâmplă la noi așa ceva, când noi avem chiar valoarea de schimbare majoră, mă refer la România acum. A treia regulă este nevoie de un facilitator, că dacă nu e cineva într-o mediere la un moment dat și recunoscut ca medi mediator, dacă vreți, până ne vom antrena să dăm la o parte conceptele, să facem o dezbatere tipică pentru management transformațional, intrăm fără să vrem din dezbatere în dispută. Pentru că, fără să vrem, două-trei minute vom putea suspenda pe judecățile, dar dacă intrăm și ne băgăm în joc, dintr-o dată fiecare joacă jocul care îl știe și dintr-o dată apare și ierarhia, și apare și tensiunea. Și atunci, dintr-o dată, ca să mergem mai departe, e nevoie de toate disciplinele, e nevoie de un cocktail de cunoștințe din toate disciplinele și e nevoie de o atitudine a celor care discută cum să face management transformațional, care în prima etapă trebuie rodat prin dialoguri, prin, prin a trăi împreună. Prin a, a nerodat din emoțiile pe care le avem în această formă de comunicare, poate stângace, dintr-o meserie în alta, dintr-o istorie în alta, într-o vârstă în alta, dar din această tensiune se poate naște, de fapt, atitudinea pentru ceea ce înseamnă managementul transformațional. O problemă fundamentală că se tot vorbește că societatea este bazată pe creativitate și inovativitate. Două cuvinte legate de această observație urmărim și observăm natura la toate scările, știm să o formalizăm la nivel și descoperim lucruri care până atunci nu au fost în conștiința omenirii. Deci a descoperi ceva, e ceva nou, care exista și înainte de noi, dar care omul nu era conștient despre. Și din ce în ce mai mult am descoperit din ce în ce mai multe nuanțe la aceste realități. Din această descoperire, dacă vreți, în principiu, se materializează în niște concepte, în legi, în principii, ca niște elemente de construcție, cu care construim în cele din urmă dintr-o atmosferă inovativă, adică prin combinația de concepte venite din descoperire, probleme legate de lumea înconjurătoare și care, de fapt, formează un mecanism continuu. Deci sunt unii care descoperă și sunt alții care folosesc descoperirile și le pun în piață. Acum, ca să amplificăm viteza de punere în piață unor produse, Thomas, este problema, să facem legătura între cei doi mai, mai trainică, pentru că cei care se ocupă de implementare, adică pragmaticii, spun, doamne, mai lasă cu teoria, da, teorie, faceți teorie, eu cu practica. Da, dar practica lui se bazează pe o teorie, care e adevărată, e veche. Că pe teoria care sunt produsele actoare, actoare în piață, care ce înseamnă produs în piață? Pe un produs care cunoaște piața. Că dacă vă dau un produs de fizică cuantică, care încă piața nu cunoaște, o să-mi spuneți că nu are valoare în piață pentru că nu cunoaște lumea și nu are piață produsul. Deci, un cel pentru chestia respectivă, trebuie să găsim o variantă de legătură între teoretician și pragmatician, să dăm la o parte că unul este util social și celălalt este cu capul în nori, să înțelegem că pregătirea unui tânăr pentru știință înseamnă și pentru știință și cultură împreună, frumosul și știința, rațiunea împreună formează un tip de om care are capacitatea să se comunice și cu cel care este respectiv pragmatic și cu cel care este conceptual teoretic. Da? Deci, cu alte cuvinte, Creativitatea ai dic în dicționar un lucru foarte important. Este abilitatea de a transcede ideile, regulile, modelele, relațiile temporale. Deci trebuie să faci ceva care e în afara cunoștințelor existente. Este o schimbare generală. Când fac ceva, o descoperire, o descoperire, o străpungere. Când am făcut o descoperire, e ca și când într-un areal semantic s-a făcut odată un spațiu care acum se va utila cu cuvinte, cu legi, cu școală, cu produse. Dar până atunci nu exista domeniul respectiv. Ne uitam și am descoperit că în, în, într-o altă dimensiune, de exemplu în infraroșu, e o altă realitate. Păi până n-am avut șansa să ne imaginăm că există un infraroșu și n-am avut... Degeaba am pus-o pe teorie, până n-am avut un aparat care să vadă în infraroșu, n-am văzut. De exemplu, în infraroșu, geamul ăsta este opac. Pur și simplu, este opac-opac. Și vă pun un geam acum de metal de tip siliciu și transparent-transparent. Deci, cu alte cuvinte, e cu totul altă lume văzută din perspectiva unei radiații infraroșii. Ochiul nu o vede, deci dacă nu vede, zicem că nu există. Așa. Deci, o altă problemă extrem de importantă la ceea ce înseamnă creativitate este această sensibilitate, dacă vreți, la problemele respective. Deci trebuie să creăm o sensibilitate a omului pentru, ca nevoie internă pentru a simți schimbarea. Uh, un om creativ are un feeling, un sentiment ăsta ca să descopere lucruri deosebite, să vadă că în spatele unor afirmații care toată lumea le consideră de bune, se mai află ceva. E, spiritul ăsta trebuie tra transmis mai mult decât uh, regulile cunoscute. Deci, ca să facem o societate creativă, care e o necesitate, pentru a contracara ce ați văzut, care sunt problemele actuale ale societății, e nevoie de a mări sensibilitatea față de necunoscut. Și a mări reziliența la incertitudine. Omului, dacă nu știe despre ce e nu-i place o stare de angoasă. Nu, nu prea știu despre ce e vorba, nu mă bag. Și starea aia de angoasă trebuie să o, o poată îndura, pentru că ea devine motorul cu care se poate merge într-o zonă de necunoscut. Când te duci în cercetare, eu am generat o echipă și împreună cu un academician am creat o echipă și am plecat în cercetare în vârful vulcanului undeva, în Reus, la Insula Reunion. Și ne-am creat o echipă de cercetare, acolo când te duci cu echipa respectivă, nu e obiectul sălbagi laborator, e un vulcan, știi tu cum arată în interior, te duci cu stările, cu intuiția, cu legătura asta să-ți pese de zonă, să te duci acolo cu o stare, pentru că îl palpezi și cu văzutul și cu nevăzutul, cu starea asta mai subtilă. Și îi găsește eventual o descoperire. Deci e foarte important să le facem copiilor noștri, în principiu, că ei vor fi beneficiarii societății următoare, noi suntem în tranziție, să le facem această, acest proces de sensibilizare. Deci un manager transformațional trebuie să inducă pofta asta de a cunoaște. E o mare meserie, e foarte dificil. Pe un om care este foarte pragmatic, format pe o structură în care totul se măsoară în bani și în timp, să vii cu cineva să spui, domnule, hai să ne jucăm de-a hai să ne jucăm cu lucrurile necunoscute, să ne jucăm, ce frumos e, este minunat. E minunat, dar aparent e nepractic și atunci automat este foarte rău. e, Noi căutăm manageri, în sensul oamenilor, lideri în general, care să poată să transfere această valoare, nu să transfere atitudine pentru o firmă organică, care de fapt rămâne aceeași firmă, dar în altă structură. Ca idee, efectuarea de modificări la ceva consacrat prin introducerea de ceva nou este inovare. Deci inovarea înseamnă că știu despre ce e vorba și fac o variantă, fie mai utilă, fie mai mică, fie mai eficientă, dar în orice caz rămâne un produs. Inovarea e vandabilă imediat pentru că toată lumea o cunoaște, ai piață când apare o descoperire, nu știe decât la care a descoperit-o. Einstein a scris că se curbează spațiul și era singurul care știa despre ce e vorba. Până s-a propagat în social ca să începem să ne gândim cu toți și să facem produse de ortofizică, adică interacțiunea minte materie, adică informația care se structurează în realitate prin presiunea mentală, e science fiction. Dar întâi a apărut această străpungere. Până s-a difuzat în piață, de deci ce trebuie să fac un lider transformațional? Să sprijine societatea ca difuzia social a descoperirilor deja existente să se propage mai repede. Ca piața, pe de-o parte, să nu fie reactivă la unele produse și, pe de altă parte, din oameni, din piață, să apară creatori. Da? Apare, de deci, ce o nouă meserie, pregătirea viitorului. Pregătirea viitorului înseamnă exact aceste sensibilități care trebuie formate. Asta nu sunt profesorii profesorii au rolul de a simplifica cumva întregul pe niște zone care se transfere cunoștințe cunoaștere o abilitate cognitivă de a integra cunoștințele într-un caz concret. Deci cunoștințe și cunoaștere sunt două lucruri complet diferite trebuie înțelese. Au, aparat, au apărut atâtea tipuri de meserii noi într-o altă formă în care informația se scufundă în toate. Aveți aici niște produse interesante Pantofii în, 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 alimentare prin însăși mișcarea respectivă, că fără să reflecte și în interior se află GPS-ul, ca să vezi copilul pe unde e, pe telefon. Nu? Deci găsiți produse din cele mai năstrușnice. Unele sunt inutile, altele sunt foarte utile. Cum facem discernele ce e util ce nu e util, ce e gadget și ce e important? Că dacă tot producem atâtea produse în astea care tot nu sunt valoare decât pentru două zile și le tot aruncăm, nu facem decât reciclăm materia și ne facem că facem. Realitatea augmentată e parte componentă dintr-o realitate care o avem. Realitatea augmentată înseamnă că pur și simplu eu că noastră noastră beneficiez de informații suplimentare date online vis-a-vis -vis de temperatura pe care o văd la fiecare în parte și asta e legată, de exemplu, de emoția sau de starea pe care o are și pot să văd, de exemplu, și sunt deja aparate de genul ăsta care testează din mișcarea ochilor, din atitudinea și mișcarea dumneavoastră recepția în sine și îmi dau mie pe telefon cât un băzuit. Și zic, că, cum trebuie să spun, un banc, că s-a agitat lumea. Și sunt asemenea aparate cu care, de deci, se face, cum să spun, însă sub al cuvântului, ca să poți să ții Țala în atenție. Altele pot să fie în manipulare. Deci, automat, că e manipulare sau e atenție, e tot o manipulare e. Deci, manipulare va fi. Că e pozitivă sau negativă, depinde de calitatea, de conștiința omului care o face. Deci, cu alte cuvinte, adiționăm informații pe ca să poți să procesezi, doar să mă uit și la dumneavoastră. Să am și informația asta multidimensională care vine procesată undeva pe un retină sau pe un telefon sau pe alte forme, de obicei pe ochelari aia sau chiar pe, ați văzut, un fel de lentilă de contact cu deja există, nu e pilot science fiction, să poți iau și să, să nu mă încurc la ceea vreau să spun, trebuie să am o minte foarte multitasking. Multi pe ca să pot să lucrez multitasking, am nevoie un training. Unde îl fac trainingul ăsta? Când la, la școală, la facultate, la universitate? Am ținut niște cursuri la Colegiul de Apărare Națională, unde totuși oamenii au această rol de a apăra național în momente de criză. Este problemă de, cum să spun, de, de decizii care, într-un fel sau altul, ne afectează la o scară foarte mare, în urma unui dezastru sau unei, unei situații, o calamitate. Training-ul actual înseamnă așa, să iau decizii într-un holodec special și avem în, avem în România un asemenea holodec, un, un spațiu cu imersie 3D, cam 6 metri cubi, în care se proiectează realitatea în sensul aduse de drone, Există un set de drone care merg în zona de dezastru, de exemplu, au o anumită arhitectură de a se amplasa ca să reformeze imaginea tridimensională a zonei respective, se adună imaginea reală, dar pe asta se proiectează unde sunt conductele, deci harta pe care e a zonei respective, care e deja în calculator. Și apare toată zona cu pericole și mai departe, tot într-o dinamică. Și eu acum, ca general, trebuie să stau acolo și să simt toate astea și o decizie. Păi el, când intră în sala aia, dacă nu e antrenat, nici nu știu unde să uite. El trebuie să aibă capacitatea de multiprocesare multidimensională, care nu o face oricine. E o meserie. E o meserie. Deci nu mai e o problemă cu care era înainte că autoritatea are o poziție într-o ierarhie. Nu, e o abilitate. Care nu are orice om. Și dacă vrem să avem o societate stabilă, trebuie să îndățăm, să-i delegăm pe ea care au puterea să o facă. Să avem puterea, să-i delegăm pe ea care au puterea să o facă. Nu pe cei care hai să-i dăm și lui un post, că uite, a muncit pe lângă noi și ne-a ales la partid. Deci, cu alte cuvinte, această realitate dimensională, multiplă, care folosește deja procesarea în cloud și se întoarce informația, e o aventură întreagă. Când încep să intri în zonă, noi, cum la Politehnică, avem asemenea studii, avem oameni care cu asta se ocupă. Suntem foarte buni la domeniul respectiv. Avem studenți și oameni care au terminat, care sunt parte componente din echipele care structurează această problemă. Dar ei se ocupă cu hardul și soft să facă. Nu, Asta este o problemă care devine utilă dacă populația știe să o folosească. De acord? Deci cu alte cuvinte, vorbim de smart city, internet of the things, deep learning și data mining. Toate astea la un loc, într-un super și nu vorbim de smart people. De aceea Cafeneaua și-a propus în Brașov și nu mai în Brașov. Cafeneaua când a fost inventată a fost scopul să ne adunăm o parte din oameni care doresc să vină pentru a începe să gândim împreună. Smart people, nu smart city. Smart city înseamnă să vinde, vindem infrastructură. Hai să face și fucare noi. Au alții interesul să facă toate aceste combinații. Smart people e problema. Hai să ajutăm și atunci. Care e rolul cafenelei aici? Să creăm cadru pentru ca Brașovul să devină promotor în societatea cunoașterii prin crearea de programe pentru smart people. Și să vindem această informație, aceste laboratoare, că ai nevoie și de laboratoare și ai nevoie de o curiculă, de deșteptare, de integrare și mai departe, și de psihologie și de conceptual, o să vedeți imediat, ca să o transferăm societății și piața este globală. Că nu e numai la noi acest analfabetism funcțional, este general. Și atunci asta devine o resursă, e o nevoie care societatea, dacă știe să o producă sau să o livreze, va fi produs, dar fel de produs, nu facem numai produs, produsele care le punem pe raft, sunt și produse concept. Un produs concept devine mai mare valoare. Un produs concept e capabil să se materializeze în alte zone în forme specifice. Și devine valoare. Un produs concept poate să aibă o valoare și inestimabilă la un moment dat, nu uh, contravaloare. Adică, și interesant și limba română, valoare și contravaloare. Că o carte poate să aibă o valoare inestimabilă cu o contravaloare de 2 lei. Deci, contravaloarea este hardul, da, softul din interior. Nu? Deci, cu alte cuvinte avem și alt tip de senzori și au nu am pus-o degeaba aici. Că există și o altă direcție, nu numai direcția clasică către ciborg, când că să ne protezăm cu foarte multe date, există și varianta să înțelegem că avem niște potențialități extraordinare în ele fiind radiestezia. Înțelegând prin radiestezie acest fenomen de comunicare extraverbală, extrasenzorială, ca o faci cu niște unelte care sunt de tipul uh, pendule sau nu în altfel, pe care eu am avut șansa să fiu într-un grup de cercetare pentru autentificarea unor persoane de acest gen, și vreau să vă spun că funcționează. Deci e ca și când omul știe orice întrebare ar pune Universul, numai că nu știe cum știe și ca să poată să păcălească conștientul, să nu aibă senzația că inventează, pune un marker în afară, o ghicește în cafea. Cel care ghicește în cafea adevărat, nu ghicește în cafea după o carte învățată, el de fapt se păcălește, el se uită acolo ca să aibă senzația că citește de acolo din mintea lui. Deci e un fel de convertor de a scoate conștiința din funcțiune, pentru că, de fapt, o expresie în cuvinte interesante a unei interacțiuni mai subtile, pe care noi studiem în cadrul diferitor zone, rezultatele sunt spectaculoase. Am făcut, de exemplu, în medicină pentru analiză de sânge, cu aparatură și cu radiestezie, cu scrila asta de procent, care cine a văzut radiestezia știe despre ce e vorba. 90% diferență de 10% în acceptă prima etapă ca eroare. Dar nu e important că este, ci că se poate. Ci faptul că mintea umană poate să transceadă. Asta mi-aduc aminte de un experiment care l-am făcut, l-am văzut în, în cămin, nu știam, pe că eram pragmatic, greu de tot, eram inginer încă în formare, și am văzut pe cineva ca să juca cu, pe, cu o verighetă, în loc de pendule, prinsese o verighetă de un fier de păr și lua tensiune arterială ca distanță în centimetri față de. Noi aveam și câțiva studenți străini care veniseră din sistemul uh, englez de măsură și erau cu, nu erau cu centimetri. Și o făcea în comunită, deci automat conversia n-are nicio legătură, că nu e, e e un dialog cu Universul în sine. Deci avem două drumuri acum. Dezvoltarea abilităților omului, astfel încât omul să facă saltul într-o altă zonă, sau să-l protezăm omul devenind ciborg. Vor fi două tendințe în fața noastră. Una e pragmatică, imediată, cealaltă necesită puțin niște, niște preconcepte. Nu oricine poate, nu oricând poate. Nu contează cât de tare te-ai dezvoltat din punct de vedere al rațiunii și al diplomelor, ci contează o, o proprietate mai subtilă. Există studii extrem de interesante și cine este interesat poate să-l pun în legătură, mai ales la Princeton. Princeton este foarte departe cu foarte multă experiență de această ortofizică pe care Drăgănescu ne-a formalizat-o matematică. Deci, cu alte cuvinte, produsele sunt manifestări ale cunoașterii. Deci, e suficient să mergem într-un muzeu și o să vedem diferite tipuri de produse, și dacă știu să mă uit cu ochiul la produs, de fapt, fac o istorie a evoluției cunoașterii. În fiecare produs se află concentrată o anumită valoare. Dar, din păcate, viteza cu care se schimbă, structura produselor este așa de mare mai ales că sunt proiectate cu limbaje speciale de proiectare care sunt din ce în ce mai sofisticate, în care nici cel care le folosește nu știe cum se întâmplă, că sunt, e mintea umană împreună cu inteligența artificială proiectează. rezultatul nu-l știu explicit, cum eram noi când în primele proiecte, în programe, știu eu, Fortran, în care dădeam exact ce trebuie să se întâmple. Nu, e mult mai sofisticat. Deci, automat nu prea mai știu ce se întâmplă. Deci, cu alte cuvinte, Cunoașterea valorii cunoștințelor depășește capacitatea multor întreprinderi de la a extrage din bunuri și servicii. Deci întreprinderi în ansamblu nu, știu, nu mai știu ce fac și cu ce fac. Pentru că produsul îl, îl multiplică, dar nu au capacitatea să înțeleagă nici cei mai de vârf de fapt ce se întâmplă. Se iau piese componente din zone gata făcute, se asamblează în alte produse care intră în alte produse. Deci densificarea de concentrarea produselor devine neinteligibilă dacă nu faci un sat, un upgrade. De-aia spuneam, mind building și body building. body building. facem trupul sănătos, dar pe mind building ne facem acolo la circunvolucțiuni un pic de gimnastică ca să începem să putem înțelege realitatea mai profundă. Mi-aduc aminte și foarte importantă gândirea lui Nicolas uh, Nicola Georgescu de Părintele Bioeconomiei. E o carte spectaculoasă în, în colecția idei contemporane, nu o mai găsiți decât așa prin anticariat, dar e fundamentală. Este scris într-o perioadă în care lumea nu știa de teoria haosului, catastrofe, nimic, de abia se formau conceptele, el a intuit și a băgat în economie și a arătat limitele economiei și a spus un lucru important. Evoluția exosomatică, adică aparaturii care ne prelungește organele noastre, adică cele endosomatice, mâini, ochii, simțuri și mai departe, aparatura și modul în care explorăm și produsele generate, uh, creează, dacă vreți, un avantaj fundamental față de restul, cum să spun, regnului animal și a poziționat omul pe un alt nivel. Deci produsele prin care le-am generat și mintea împachetată în produse a generat un avantaj fundamental al omului care este altceva. Acum, acest avantaj a transformat omenirea irreversibil cu două direcții fundamentale. Dependența omenirii de artefacte. Avem nevoie. Avem nevoie de lumina asta, avem nevoie de de elementele care înseamnă în ziua de astăzi o civilizație. Deci avem nevoie de o infrastructură care înseamnă totuși în spate materie, primă, energie, elemente consumabile în principiu și un conflict social permanent generat de bătălia pentru resurse. Nu mai avem nevoie de chestia asta. De mult ori ne dăm seama de fapt ce conflicte sunt, pentru că de fapt în spate vreau să-mi cumpăr produsul ăsta, care mi s-a băgat pe, pe gât de noi mode, Căci un produs de valoare nu e nevoie să-i fac reclamă. Îi fac reclamă pe neuromarketing mai produselor care nu sunt necesare și formează o altă buclă. Deci, sub forma respectivă, mă fac dependent într-o societate de consum ca să rezolv probleme de ajunge într-o criză care nu se poate rezolva numai printr-un conflict. Care conflict se poate rezolva numai prin putere, în cele din urmă. Deci, cu alte cuvinte, sunt niște elemente care, într-un fel sau altul, sugerează o asemenea transformare. Și el spune un lucru fundamental. Societatea umanității, și o spune cam 50, 50, 60, o spune societatea omenirii este condamnată în ziua de astăzi datorită faptului că are motor economic bazat pe plăcerea de a trăi. Omul simte nevoia de plăcere de a trăi, nu bucurie. Eu aici simt bucurie de a trăi, nu plăcere, pentru că în spate nu are nicio ierarhie socială, nu câștigăm nimic din asta, adică nu are o valoare imediată transpusă ca atare, ci este bucuria de a împărtăși, dar a le simți împreună. E bucurie. Bucuria e un motor care declanșează alte resurse, pe când plăcerea, plăcerea înseamnă un neurohormon în principiu, și acel neurohormon de plăcere dă dependență. Deci plăcerea dă dependență. Mi-aduc aminte, prima dată că am suit într-o mașină, era o Dacie. de mine, nu -mi venea să cred. Să nu se atingă nimeni de, de, de mașina respectivă. E, după câteva săptămâni, o lună, a intrat în banal, că m-am suit în prima mașină dincolo de Dacie, am fost entuziasmat. Și uite, așa de fiecare dată și îți dai seama că ai nevoie deja de un stimul mai puternic ca să-ți dea aceea stare de plăcere, că e plăcere. Plăcerea, repet, are nevoie de un excitant din ce ce mai tare ca la drog. Am nevoie de un drog și mai mare ca să ajung la un, la un Hammer, să ajung la un Lamborghini, care îi pun și Zvarovski. Deci, cu alte cuvinte, această creștere permanentă de valoare se face datorită faptului că am plăcerea de a trăi. Bucuria nu are legătură. Bucuria poți să închiriezi mașina, eu am nevoie de proprietate. Dar am prieteni care au avioane și dacă am nevoie ne stăm în avion, că e a lui. Și schimbăm între noi un fel de, cum să spun, de partenerat. Adică nu, nu toate trebuie schimbate prin intermediul banului. Se poate schimba și prin intermediul, era înainte atmosfera de clacă, nu? Deci, cu alte cuvinte, secretul e aici. Deci un management transformațional înseamnă, sau un manager sau un lider transformațional trebuie să înțeleagă în profunzime diferența asta dintre plăcere, care e vandabilă, care modifiază piața, de ce cumpăr ceva? Pei păi două lucruri, să externalizezi ceva care îmi dă durere, o muncă, și să maximizezi ceva plăcere. Eu n-am prea văzut oameni să dea real bani pentru ceva care trebuie să consume și muncă după aceea, și uh, să mai și ei plătească cum sunt școlile adevărate. Decât dacă în spate îi, până, îi promite ceva, pe dacă faci MBA-ul ăsta, dai tu 60.000 de euro, dar după aceea intri și scoți peste noapte. No, e o promisiune. Și pot să vând ceva care spun, nu știu ce să faci. Eu dacă înveți complexitatea, nu știu, e ca și ne-ai învița chineza. Poți să o folosești, n-aș putea să-ți garantez că dacă faci cursul ăsta care te costă 1.000 de euro, mâine o să fie ceva. Dar poate, dar poate nu. Pe cine vine la cursul ăla? Deci, cu alte cuvinte, trebuie regândit ca atare și cine înțelege, și, și acum vreau să văd liderii transformaționali care înțeleg asta și găsesc soluția, nu să-mi spune că nu se poate. Că ne-am săturat de ideea că nu se poate. Că noi tot vorbim de 30 de ani despre această problematică și de complexitate, străinătatea deja l-a asamblat în cursuri, vin străinii care ne vând cursurile de genul ăsta de 2 lei, că pe alea mai de 10 lei nu vin la noi, se duc la ei. Nimeni n-ar interes să facă într-o altă țară uh, competitori. Da? Deci, încă un lucru foarte important. Noi am știut de asta din 73, în Șocul viitorului, al lui Teflăr. Și Șocul viitorului spunea un lucru fundamental, care pentru mine mi se pare esențial. De fapt, asta este. Reușim să nu ne adaptăm viitorului, era marea problemă a zonei, dar asta mi se pare cel mai important. Educația va trebui să înține, să îmbine conținutul faptic cu o pregătire teoretică, universală, astfel încât să se formeze priceperea de a trăi. Deci priceperea de a trăi, de fapt știința de care vorbim, nu trebuie să fii academic, nu trebuie să fii uh, om de știință, savant, dar trebuie să învățăm pe copiii noștri această abilitate de a trăi, înțelegând și partea rațională și partea, uh, cum să spun, afectivă, împreună lucrare, într-o variantă în care să înțeleagă, nu numai să utilizeze natura, să o și înțeleagă. Deci, cu alte cuvinte, priceperea de a trăi e o armonie dintre partea teoretică și cea uh, aplicativă. Am avut șansa să fiu la, un, la o conferință la Paris, în care au venit 145 de miniștri de educație din lume. A fost o discuție despre debate, cum să ne adaptăm ca sisteme de învățământ. Și una dintre problemele care au spus-o toți, deci politicul, nu mă refer la partea academică, aia a spus-o de mult, dar politicul a spus, marea gafă a noastră în momentul de față este că am creat o polarizare între abordarea pragmatică și abordarea teoretică și toată lumea vede numai abordarea pragmatică și am re redus capacitatea ca oamenii pragmatici să aibă nivelul necesar pentru situația actuală. Și a devenit toată lumea în alfabet funcțional. Are diplome, dar nu înțelege ce citește. Și atunci nu are cum să fie lider. Și atunci liderii sunt câțiva prin lume. Noi nu mai vrem să fim numai urmăritori, vrem să fim și generatori și rezultatul este că nu suntem nici cu unii, nici cu alții. Suntem între două lumi. Deci, cu alte cuvinte, ca să închei prima parte, avem de voie să facem un alt sistem social. Dacă să facem un alt sistem social, e așa de greu. Pentru că cei care încă beneficiază de fostul sistem vor fi reactivi, iar cei care nu prea înțeleg că despre bine nu le vor ajuta decât așa stând pe lângă, dar nu vor, se vor implica. Deci întotdeauna un sistem social se schimbă greu. Dar nu se poate opri. El se schimbă. Mediul înconjurător ne va schimba. Deci cu cât vom fi mai mulți, să ne ajutăm reciproc, cum spuneam în pauză, nu vom intra toți în depresie în același timp, dacă suntem mai mulți. Dacă sunt un singur, și am intrat în depresie, nu mai scoate nimeni de acolo. Dacă suntem mai mulți, măcar unul ne scoate de acolo. Și pe rând ne scoatem. Deci automat trebuie să gândim altfel. Să ne apropiem de problemă. Am odată potențialitatea către viitor și am un trecut unde știu despre ce e vorba. Deocamdată doar trecutul se vinde. Noi vindem produse care se află cantonate în conștiința populației. Asta înseamnă că s-a propagat de mult produsul respectiv, ca să aibă nevoie de o masă de cumpărători. Machezi o produsul, dar baza trebuie să rămână aceeași, că dacă nu o recunoaște, omul nu o cumpără. Deci, cu alte cuvinte, în principiu, potențialitatea care e din ce în ce mai mare se scufundă în realitate și devine trecut, în combinația dintre cineva care are viziunea, care a înțeles de ce trebuie să caute ceva nou. Și ce e de făcut, care devine vizionar sau lider, care transferă după aceea celor care implementează, care trebuie să știe cum, cu cine, când și unde și transpune în realitatea respectivă ceva nou. Spuneam că există o ruptură majoră între cele două. Liderul nu e un lider real, ci liderul de obicei e cel care se uită în piață ce are nevoie și devine de fapt un fel de sensibil a valorii în piață, nu a valorii universale care urmează. Deci, liderul, din păcate, în sensul clasic al business identifică nevoile care au valoare în piață, nu nevoile care au valoare, de exemplu, de sustenabilitate a unei noi structuri sociale. Și atunci, automat, chiar dacă vine cineva și spune de ce ar fi de schimbat, cum am discutat până acum, de ce ar fi ceva de schimbat ce cam ce ar fi de schimbat, o să o vedem imediat, astea apar așa de exotice pentru cei care s-au obișnuit să facă doar implementare, încât nu au cuplajul respectiv. Deci trebuie să îmbunătățim cuplajul între manager și lider. Dar un lider, îl vedem în două variante. Lider care să speculeze, să subun piața, sau lider care să ducă socialul în alt nivel. Și trebuie să-l alegem, să înțelegem diferența, să-l alegem ca atare. Uitați-vă un pic cât de tare evoluează conceptul, pentru că în clipa în care eu dau de un lucru nou, mă uit în istorie să văd cum sunt definite. Cum a evoluat definiția? Că din evoluția definiției îmi dau seama de filmul evoluției și unde trebuie să ajung. Pe, când a apărut noțiunea de management în, în 1903, este arta de a ști precis, Totul era acolo cea selbețian. Ce trebuie făcut cât mai bine și cât mai ieftin. Deci, cu alte cuvinte, acolo nu era procedură, nu o discutăm, eu știu ce trebuie să faci, voi executați. Manopera este mandatorie. În 16 spune a administra, adică a conduce înseamnă a prevedea, a organiza, a comanda, a coordona și a controla. Deja începe puțin mai nuanțată problema respectivă. Înseamnă deja un factor de feedback în sistem, înseamnă deja abilități de a simți, dar putea lua decizii, este puțin mai sofisticată. În 63, managementul devine o disciplină distinctă, determinată, care conduce la rezolvarea unor obiective prestabilite utilizând modul cel mai eficient al potențialului uman și material. Deci, deja, lucrurile, nu mai se pun ca ce pe ce pe conduce, ci se pune problema să așez astfel lucrurile, încât, într-un sens material și unul uman, să dau o eficiență mai mare în acestei cu aceste combinații. Deci apare potențialul uman și material, dar, din păcate, în momentul ăsta apare potențial uman ca resursă umană și de-aia avem departamentul de resurse umane, în care eu sper să se desfințeze. Vorbim de ani de zile de chestia asta, pentru că atâta timp când mă trateaz, tratez mental ca resursă, voi fi tratat și eu ca resursă. Deci, numbers, nu personalități, ci indivizi. Mergem mai departe. În Drucker, deci, deja zicem, contemporan, spune un lucru fundamental. Mobilizarea energiilor pentru adaptarea la modificarea din exterior. Deci apare pentru prima dată faptul că eu nu sunt singur în firmă. Firma lucrează într-un mediu care la mediul ăla dinamic îl modifică și fiind modificarea lui trebuie să, iau, să țin cont de chestia asta. Iar acum vreo 10 ani sau 11 ani, un român -al nostru, Două definiții care pentru mine este fundamentală, care arată că totuși românul știe să le îmbine Orient-Occident într-o formă foarte interesantă și spune un lucru fundamental. Managementul înseamnă conducerea cu succes a unei acțiuni sau administrarea eficientă a unei întreprinderi ce implică o sumă de procese științifice moderne de rezolvarea problemelor decizionale aparținând ciberneticii, cercetării operaționale, teoriei deciziei, psihologiei și așa mai departe. Deci deja, managerul este un om de o complexitate suficientă pe domenii foarte diferite, de la psihologie, pentru că trebuie să cunoască omul, și la cunoștințele științei noi, ca să înțeleagă, facem upgrade-ul la tehnologia respectivă sau mai rămânem cu tehnologia care o avem? Modificăm de dragul modificării tehnologiei ca să fim în rând cu lumea? E eficientă sau nu? Deci, de, pentru asta știi cam ce direcții noi sunt în tehnologie. Deci, automat are nevoie și de o deschidere teoretică. Și are nevoie și o deschidere multidimensională. Deci, în toată managerul nu mai este la care conduce. E un dirijor care își trebuie să dirigeze o orchestră întreagă. Păi pentru asta trebuie să știe fiecare instrument cam ce cântă, trebuie să aibă să-i paise de instrumentul ăla. Să știe să arahizeze instrumentele, că unii sunt 15 viori deodată, altele sunt primele viori și alte este solistul, dacă e nevoie. Deci trebuie să facă distinție între ele. Deci devine mult mai sofisticată. Nu este o meserie care să învață, ai nevoie de artă și știința de a fi manager. Managementul într-o economie turbulentă. Păi dacă mergi un dicționar ce înseamnă turbulent, înseamnă în principiu că este o stare de dezordine, un turbulent este ca la Caragel, la care a mai mult și este turbulentul din zonă. Sau curgerea laminară și turbulentă în mișcarea de fluide. Deci, care este de fapt elementul comun? Lipsa de predicție. Deci, exact ce zicea Viorel, volatilitatea. Deci trăim într-o atmosferă volatilă. În sensul ăsta, de unde apare această problemă? Pentru că realitatea noi știm să o men, să mental, să o dezvoltăm liniar. Așa ne-am format mintea. Punct după punct, punct după punct, punct după punct, una după alta, un punct lângă altul. Iar realitatea în sine se desfășoară exponențial. Deci, cu atunci de, realitatea merge exponențial, pe care noi o aproximăm liniar în prima zonă, o extrapolăm după aceea conform legii și obișnuințe pe direcția respectivă și distanța în prima etapă aproape nesemnificativă pe această zonă, dar după punctul ăsta, distanța dintre realitate și extrapolarea noastră sau modul în care o gândim se mărește din ce în ce mai mult și încep să nu înțeleg ce se întâmplă. Exponențiala e o, o funcție foarte păcătoasă. Vă aduceți aminte și o reiau pentru că, deși o știe toată lumea, dar nu o simțim implicațiile, este celebrul exemplu cu tabla de șah, Faceți aminte de pilda asta care spune așa, împăratul uh, chinez, care a cel care a descoperit șahul, a arătat ce frumusețe poate să facă jocul descoperit de el, împăratul a fost așa de încântat de ce a făcut, încât a zis, domnule, cerem ce vrei, pentru că ce ai făcut tu merită orice recompensă. Și zice, domnule, știți ce aș vrea? Eu aș vrea așa, o boabă pe prima, are 64 de pătrățele uh, tabla mea de șah. Pe prima puneți o boabă de orez, pe a doua două, pe a doua a patru, după aia mă, deci pe fiecare mă dublați. Omul când a început să faci 2, 4, 8, 16, oh, pe niciun pum doresc, nicio problemă, îți dau orice. Și a trimis la bisternic să-i dea boabele de doresc. Ia uitați ce înseamnă asta. 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus până la 64 înseamnă în total 461 miliarde de tone de greu. Nu exista producția nici măcar a 10 aparte parte în lume. Deci exponențial la început crește așa, n-am treabă ca la uh, procentul de la, uh, cum să spun, bancă nu dau seama, dar după un timp de distanța crește exponențial, tensiunea crește foarte mult. De aceea, în principiu, se întâmplă ceva de genul ăsta. Asta este estimarea într-o evoluție liniară și noi cam toate funcțiile și modul de extrapolare a fost liniar. Realitatea, cel mai multe ori, este lege putere sau exponențială, deci merge după o altă pantă. Aici apare o diferență de formă energerial, pentru că eu trebuie să-l convin pe omul ăla să facă altceva decât poate să facă. Că realitatea tot timpul trebuie să aduc pe omul de jos pe ce trebuie făcut sus asta se face cu efortul unui manager, care începe să urle, lumea se deconectează, și să ai liniștit dacă tu vrei să urli, urlă, și rămâne omul însărcinat, el să facă ceea ce nu va putea face niciodată, pe aceea clachează și începem să schimbăm alții. Și îi punem, schimbăm doar CEO. Și ați văzut acum, tarom, schimbăm de 10.000 de ori și altceva din afară și nu Pe nu se schimbă nimic, ca nu se schimbă structura sistemului respectiv. Dar noi știm asta. Toată problema este cum ne adunăm noi, cei care știm, zona intelectuală, astfel încât, într-un fel sau altul, să difuzăm în social, nu la partid, că nu schimbăm partidul și guvernul, că ei sunt o entitate deja, cum reușim să difuzăm în social ca să se schimbe societatea ca organism. Și ea se schimbă singură, nu trebuie să o fac eu prin cum cred eu. Că nu se pune problema să fac un plan de schimbare, că la nu poate să o facă nimeni. La se autoconstruiește, o să vedeți imediat, din interacțiunile noastre. Deci, cu alte cuvinte, orice produs ar fi, are la început o etapă de entuziastă, în care când s-a născut produsul ăsta, aproape fără efort se produce în piață, este absorbită în piață, e un fel de necesitate a pieții, efortul managerial e aproape nul. Fiecare produs în sine are o anumită formă maximă, după care începe să cadă valoarea produsului respectiv, intră în, într-o zonă ca orice obiect real, are o naștere, o dezvoltare și o moarte a produsului respectiv. De aici încolo eu am senzația că va merge în continuare tot timpul așa, firma are obligativitatea, să e obligat să ducă în continuare, mâine să fie cu atât la sută mai mult decât ieri, pe o resursă care poate să fie cea care se încheie. Și atunci efortul managerial devine foarte mare și când simt eu că există efortul ăsta managerial, ar trebui să înțeleg că există o lege generală a evoluției, numită legea lui Mur sau legea meste eficienței, care mi arată că deja când efortul managerial într-o firmă este foarte mare, înseamnă că undeva a apărut un produs pe altă tehnologie care deja poate să ducă sistemul mai departe. Și atunci ar trebui să am un departament de foresight care să înceapă să caute produsul respectiv, pentru că ăsta, chiar dacă în prima etapă restructurarea asta înseamnă o pierdere de, proprie, de performanță, ea merge mai departe și duce produsul mai departe. Ar trebuie să știu când să fac această schimbare. În ce moment? Ca acest moment de tranziție să are o perioadă de timp de restructurare, de investiție, dacă vreți, în bani și timp, până când se duce mai departe și duc valul următor pe următoarea uh, creștere, uh, trebuie să știu cumva să am rezerva de timp. Deci toată înțelepciunea este, mai ales acum că se vor succede din ce ce mai repede, înțelepciunea este să simt efortul ăsta, și aici sunt tehnici special de a simți efortul managerial, tensiunea din firmă, să știu că deja știu că a apărut produsul, e altă tehnologie, e un produs echivalent, e un produs mai, mai sofisticat sau un alt tip de produs care într-un fel sau altul duce realitatea mai departe. Și Arta de a ști să faci acest lucru devine esențială pentru managerul de tip uh, lider transformațional, în sensul clasic, nu în sensul social, sau în sensul, în sensul firmei. Deci, cu alte cuvinte, odată ce -a, ceva s-a putut algoritmiza, automat se poate externaliza. Când am putut să punem ceva într-o relație sau într-o formulă, s-a putut externaliza. Și am externalizat întâi forța fizică și am făcut motorul, am externalizat după aia prin calculator rutina de gândire, a apărut inteligența artificială, am externalizat și lucrurile mai sofisticate și omul se tot descarcă, se tot descarcă, dar ce e de impuls să facă? Că la un moment dat trebuie să facă ceva, nu poți să stai acasă să primească niște bani și chiar dacă ar fi chestia asta, face un ajutor de șomaj generalizat, planetă, trebuie să l plictisi, să l în fața casei, că trebuie să facă ceva, nu o să stea. Că n -am n -am, n -am înțeles că am putea să mergem să explorăm, dacă vreți, universul ca la Star Trek. Ca mai avea ce face Universul trebuie acum îl descoperim. Dar cine plătește? Atunci automat ajungem la aceeași problemă de anterior. Deci suntem undeva aici. Automatizarea împins în uh, omul în fabrici, uh, automatizarea fabricilor în servicii, automatizarea serviciilor în generare de content și în, uh, în uh, partea asta de IT, apărut inteligența artificială și acum această inteligență artificială, automatizarea generării de produse de IT, de servicii, automatizarea devine așa de mare, încât omul e scos din producția chiar de calculator, dacă vreți și intră în ceea ce se numește formarea primelor echipe multidimensionale, primele grupări dacă vreți care formează un fel de creier colectiv, un fel de entitate nouă care acum se generează, sunt acele așa numite grupuri creative și aceasta asta este o etapă, nu suntem undeva pe aici. Așa cum avem comando pentru bătălia în armată, se formează acum comando, grupe de oameni și devine o facultate care generează oameni împreună, nu o singură meserie. Deci a avut o meserie, a făcut o disciplină, dar după aceea se asează într-o altă formă de, universi de mediu universitar unde are loc această uh, hibridare și această cuplare dintre cel care este în domeniul tehnic cu cel care este în domeniul business și formează o unitate colectivă care gândește sincron fiecare unui setil, unui flămânzi, la harapap știi ce are de făcut, totul formează organic. Da? Dar automatizarea acestor grupuri creative, care urmează în etapă următoare, duce ca ceea ce se numește, cam prin 2030, singularitate sau se numește, dacă vreți, transumanitarism, adică un salt în însăși conștiința omului, un salt biologic, un salt în apariția unui nivel suplimentar, cum a apărut neurocortexul care ne-a deosebit de animal, de maimuță, apare un alt sistem neuronal, suplimentar, își zice de către un academician al nostru, Makovski, materia enisică, deci un alt tip de procesor, cu alt tip de proprietăți, care le vedeți acum prin filme cu fel de fel de mutanți care se încearcă să sugereze ideea că încep să apară niște proprietăți de cu tot o altă calitate, care vor deveni naturale din cauza dezvoltărilor respective. Ca să închei, să zicem, prima etapă, Succesul depinde de înțelegerea deciziilor. Ca să am decizii, am nevoie de niște date. Întrebarea este, datele care le am ca să iau o decizie au capacitatea să-mi aducă informația necesară ca decizia să fie în consonanță cu? Când eu vă provesc mai dintr-o meserie, dintr-un spectru, din prin niște preconcepte? Etapa numărul 2. Am date bune, da? Calitatea procesării ca să scot informația respectivă este capabilă să scoată din baza de date informația? Deci, cu alte cuvinte, astea sunt două elemente care se ajută reciproc. Pe măsură ce procesez mai tare, mai profund, ca în minte, am nevoie de niște date mai cuprinzătoare. Când am date cuprinzătoare, văd lucruri noi. Când văd lucruri noi, nu fac altceva decât găsesc alte metode de împachetare și apare un cel vicios în sensul bun, sau virtuos, dacă vreți, care duce mai departe pentru cei care intră în joc, pentru ceilalți rămân dezorientați și nu înțeleg despre ce este vorba. Deci, cu alte cuvinte, avem nevoie de o schimbare de paradigmă și adevărata valoare sănătate, adevărata valoare a, a managementului transformațional este pregătirea populației pentru sal saltul de paradigmă. Înțelegând prin paradigmă sistemul de referință care determină felul în care percepem lumea, respectiv adevărul universale recunoscute care, pentru o perioadă, oferă soluție model unei comunități. Ăsta se schimbă. Cuvântul complexitate, că era vorba de management transformațional și complexitate, complexitatea este etichetă pe o serie întreagă de cunoștințe care formează în ansamblul lor un alt mod de a vedea, o altă paradigmă. Aia trebuie înțeleasă de liderul transformațional și create metodele de a difuza în social pentru crearea masei critice de oameni care gândesc într-o nouă paradigmă. Ca să fie creativ într-o nouă paradigmă, ca după aceea să fi inovativi într-o nouă paradigmă, ca altfel tot timpul vorbim de viitor, dar te întoarcem în trecut, prin acțiune. Da? Deci, cu alte cuvinte, cum zicea și Viorel, change management este deja o optimizare, eficientizare, adică de se desfășoară în aceeași clasă de gândire și de aceea change management a ajustat ceea ce s-a întâmplat în social și a optimizat realitatea, pe când ceea ce se numește management transformațional este o schimbare de mentalitate, modificarea profundă a celor implicați, adică a omului, este o. Schimbare a modului în care percepem, analizăm, valorificăm în înconjurătoare. Asta înseamnă, cum să spun, nu doar perceperea științei la nivel înalt, ci metabolizarea științei, așa cum zicea uh, Brâncuș, că simplitatea este o complexitate rezolvată. Deci esența este, ajungem la ea după ce am integrat în zona respectivă. Pentru asta este să ne ajutăm reciproc, că fiecare deține ca la pază o bucățică din această problematică și grupele care se formează acum sunt grupe care, în principiu, sunt susținute în, de următoarele cu, um, forme financiare, de um, cei care sunt mecena, adică sunt unii cu oameni, cum ați văzut că apare și la Bill Gates, și la toți ăștia super mari, jumate din bani începe să-i doneze pentru niște zone de genul ăsta. Deci nu știu ce, eu știu că va face bine pe direcția respectivă, deci începe să se doneze către niște oameni responsabili, mecenat. Până acum mecenatul, cum să spun, pare utopie, nici sponsorizarea nu mai este sponsorizare, că este de fapt o finanțare camuflată, astfel încât în final să aducă profit pentru firmă. Nici în un caz nu este socială. Foarte rar se întâmplă sponsorizările cu valoare socială. Să mergem mai mult către fotbal, către alte lucruri care la rândul lor întorc prin imagine, nu pentru dezvoltarea socială. Deci, cu alte cuvinte, e nevoie de niște elemente de finanțare pentru această problemă, care ce înseamnă, de fapt? Pe cei care se ocupă de finanțare, sunt finanțiști, să vină și creativi. Să inventeze metode de angel capital, de venture capital, metode de finanțare cu risc pentru social. Și sunt mulți oameni în lume care fac asta. Deci, rolul liderului transformațional este de a ajuta la motivarea și explicarea necesității schimbărilor. Vă dați seama? Deci am nevoie să, să sugerez în final schimbarea oamenilor, să înțeleagă că nu este uh, nicio tragedie, e un moment de criză, e adevărat, dar de fapt e și o oportunitate. E foarte greu să faci asta, dar asta este rolul fundamental al unui lider transformațional. Și într-o firmă, la o scară de firmă, și în, în general, în social, să motiveze omul să iasă din așa-numitul box out of the box, să iasă din comoditatea lui pe zona respectivă, să înceapă să exploreze elemente conexe care să îi permită să-și legească baza de experiență, de trăire, ca să poată apune pe acea trăire nouă partea formală și să facă un salt din cutiuța pe care s-a format. Asta înseamnă deja o valoare importantă. Sunt o grămadă de elemente, nu o să intru în amănuntele acestea pentru că le găsiți în orice fel de sistem de prezentare a liderului transformațional. E, e o combinație, Rhídeo Transformare, o combinație dintre filozof, dacă vreți, psiholog, capabil să, să interfere cu cei care sunt în vârful cunoașterii, vrei să devină, care are parteneri. Trebuie să cunoască însă cam care sunt direcțiile, de ce a apărut cuvântul piață fractală, ce se ascunde în spatele geometriei fractale ca esență și după aceea să motiveze, pentru că nu se pune problema să motivezi fractalul numai pentru piața fractală, adică numai în economie. Fractalul ca structură este un mod de gândire care se poate aplica în toate direcțiile foarte favorabil. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să ajungă la un tip de esențializare ca să găsească forma specifică fiecăruia să motiveze pe fiecare în parte. Nu se poate aștepta de la cel care este, de exemplu, Mandelbrot, părintele fractalilor, sau Feigenbaum, părintele uh, tranziției la haos, să aibă și abilitatea să o prezinte așa de frumos încât toată lumea să sară, mamă, este, nu se poate fără. Deci e nevoie de o verigă intermediară să înțeleg fenomenul respectiv și să pot în final să-l explic societății, să motivez societatea să învețe bucățica respectivă și cu acele noi unelte conceptuale să devină creativi. Și după aceea să fie simplu că teoria haosului ca aplicație o să găsiți, de exemplu, și ați văzut poate la mașina de spălat, mașina de spălat în paranteză cu haos. Pentru că are un generator de bul de cavitație haotică care se constată că e foarte bună și scoate mai bine murdăria din rufe. Aveți aplicații în astronomie, aplicații în conducerea rachetelor, aplicații în controlul vanelor, pentru că dacă ai o conductă prin care circulă cu debit mare un fluid și vrei să oprești conducta respectivă, apare ce se numește lovitura de berbec, care poate să și explodeze. Pe ca să controlezi această robinet, ca să închid puternic o conductă NASA de petrol care traversează continentul cu debitul respectiv, o închid greu și dacă se a spart undeva până închid eu vana respectivă sau în plot de zonă. Ei acum au făcut ce? Un sistem care, controlând cu prin înțelegerea instabilității haotice, a dus la uh, închidere foarte operativă, adică la limita la care sistemul nu are lovitura de berbec. Dar pentru asta am introdus eu un sistem, un sistem instabil. Adică noi până acum am fugit să băgăm instabilitatea în sistem, că am vrut să aibă sisteme stabile, și acum băgăm instabilitatea în sistem pentru că acel gen de instabilitate, dacă e de tip haotic, poate fi controlat. Deci o schimbare de mod de gândire e împotriva intuiției pe care o avem sau bunului simț. Deci nu știința asta a complexității și de argumente din viu, care viu a funcționat după cu totul alte criterii și le apăgăm în tehnologie. Și atunci, măcar atât trebuie să fac un lider transformațional, să cunoască exemple multiple din aplicații respective. Scopul fiind să zgândere societatea astfel încât ea să devină creativă pe alte aplicații în această cheie. Și atunci produsul devine valoare pe piață generală, nu să fim competitori cu încă 200 de firme într-o piață care e deja saturată. Și apare ceea ce se numește Blue Ocean, nu Red Ocean. Deci Blue Ocean înseamnă să fiu capabil să-mi formez nișa. Pe, pe domeniul ăsta suntem aproape egal cu toții, în piața mondial. Pe alte domenii de produse tangibile suntem deja cu o piață structurată în care nu faci față. Deci o țară mică ca a noastră nu poate să devină vizibilă internațional pe o piață reală fără să facă saltul ăsta. Și atunci suntem obligați. Ni s-a luat solul, subsolul, ni s-au luat fabricile, ni s-au luat, cum să spun, nu ni s-au dat șosele. Deci, cu altă, infrastructura este la pământ. Singurul care nu ni s-a luat este mintea cu care putem face produse pe piață globală. Dar la alt nivel, nu facem produse prin competiția pe care o fac ceilalți. Că nu are sens. A, sunt multe elemente, trec peste astea, care sunt elemente de lucru și mai spun încă închei cu următoarea observație. Imaginați-vă că Paradigma, spuneam, este o rețea coerentă de noțiuni, concepte și teorii care sunt la nivel foarte, foarte înalt. Foarte puțin lume, de exemplu, înțelege pe planetă, mă refer la cel inclusiv la nivel academic, de fapt, ce se ascunde în spatele, cum se fizicii cuantice, de exemplu. Dar elementele care s-au construit și s-au așezat împreună și formează temelia cu care gândim azi viziunea realității și a Universului, formează simbolul ăsta central, Sâmbul ăsta central difuzează în social în diferite discipline. Și fiecare are o paradigma locală. La drept sunt noțiunile de drept, sunt noțiunile de inginerie, noțiunile de uh, design vestimentar. Deci fiecare a luat o bucățică din acest, dar fără să înțeleagă întregul. Dar pentru că întregul era suficient de stabil, fiecare zonă și-a luat ce și a avut nevoie și în intern este, e coerent. În clipa însă în care are loc o schimbare, deci aici este paradigma în curs și asta este, de exemplu, o particularizare, adică o simplificare sau o esențializare pe un domeniu are care. Acum, când se schimbă paradigma și aici apare un salt, vă dați seama cât de mare este tragedia, pentru că e într-un număr foarte mic de oameni capabili să înțeleagă noua paradigma. Încă nu a apucat să se difuzeze și automat, pe măsură ce se difuzează noua gândire, simplifică o grămadă de lucruri și se intă în ciocnire cu paradigmele locale și sunt unele de tipul, dacă vreți, cuplaj între cele două sau apare cum este zona respectivă de tipul, dacă vreți, mecatronică. Deci toată gândirea de la mecanică și cu gândirea electronică fuzionantă, nouă gândire și apare o mecatronică care după aceea se face cu biologia și formează o altă gândire. Și apar chiar altele noi care nu au fost până acum discutate. Dar asta apare în timp. Pe măsură ce societatea devine stabilă sau înțelege despre ce vorba. e vorba. Cafeneaua și-a dorit să creeze un mediu în care să putem vorbi despre schimbările esențiale pentru a identifica sau sprijini pe cei care sunt, să simt sau pot să devină uh, manageri transformaționali, pentru a insufla în zona românească uh, această nouă gândire capabilă să creeze o altă formă, o altă societate de care toată lumea dorește. Și noi avem această abilitate, în teorie, și Occident. Avem abilitatea și de a formaliza conceptual și aveam și intuiția mai aproape de o gândire transcendentă. Și această îmbinare dă aproape o sensibilitate experimentală în care străinii ne poziționează favorabil pentru această direcție. În acest context, în principiu, aceasta este, vă spuneam, o carte, Enciclopedia Conceptelor de Complexitate. Vă spuneam că este o carte care are în total 11 volume, 10.000 ceva de pagini, care este esența acestei gândiri, care, într-un fel sau altul, formează, în simplificarea ei, materialul de lucru pentru un manager transformațional în sens a schimbării societății. El nu trebuie să facă asta, de aceea el de obicei se sperie. Cum o să înțeleagă asta? Nu trebuie să înțeleagă decât lucrurile principale care să motiveze pe alții, pe de o parte, ca noua generație să meargă mai departe pe aceste direcții, care poate nici profesorii nu le simt în momentul de față, dar sunt deja valori, sau au luat premii pe unele din ele, și de altă parte, din punct de vedere al avantajului, se creeze acea emoție, acea stare capabilă să miște societatea pentru a ieși din inerție Intrând într-un alt suflu, într-o altă atmosferă, care în clipa în care simți bucuria asta, dintr-o îți dată îți dă valoarea și îți dă șansa și îți dă gândirea respectivă. Deci, transformația, transformarea respectivă înseamnă în final o șansă către o altă realitate care se construiește cu noi sau fără noi, dar fiind mai bine cu noi. Și criza care este, este întotdeauna pe ambele elemente, înseamnă pericol sau oportunitate dacă noi vom transforma criza în oportunitate de a ne ajuta să potențăm o schimbare în esența noastră internă, vom ajuta și pe cei din jos să se miște. Asta nu înseamnă că vom putea ajuta imediat firma. Firma o ajutăm în rangul numărul 2. Când omul este stabilizat și are deja o anumită zonă, putem să ajutăm firma în mai multe forme. De aceea trebuie să ne găsim formele de finanțare. Asta de aia ne avem nevoie de fundraising, avem oameni creativi pentru forme de clacă, ce poate să dea fiecare în parte, astfel încât să facem nucleele respective. Și rolul acestor întâlniri este să stimuleze, mai ales că vă spuneam, dacă vă uitați stânga-dreapta și vă vedeți cei care veniți în sală, înseamnă deja că aveți ceva alt, ceva decât restul oamenilor, înseamnă că puteți să vă întâlniți și în afara acestei întâlniri în lumea obișnuită, astfel încât să putem eventual metaboliza prin dialogul fiecăruia cu fiecare o fațetă cât o fațetă a multitudinii de subiecte care o să le aducem aici. Concluzie. medicul transformațional schimbă, încearcă să motiveze o schimbare a hărții mentale, astfel încât omul să poată judeca, absorbi, metaboliza și acționa în conformitate cu legile naturii, nu cu legile business-ului. Să iasă din schema aia de spus la început cu banul care conduce sau cu televizorul care ne, 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 ne omoară. În această zonă consider că avem cu toții ceva de spus și fiecare experiență locală însumată poate să dea la naștere la ceea ce se numește cadru în care să formeze managementul transformațional. Cum arată, vom vedea. Dacă vine cineva să ne spune, să ne spune cum se face mediul transformațional, eu cred că îl putem trimite puțin la plimbare, că încă nu s-a închegat de o asemenea manieră încât să devină transfis în sub formă de reguli. Căci rezultatul este că nu există nicio regulă. E doar intuiție transpusă cu o altă formă de gândire. Mulțumesc și scuze pentru uh, cantitatea, să zicem, dezvânată de idei și care, într-un fel sau altul, le mulțumim și celor care ne-au urmărit până acum, cred că la distanță și sperăm că să intre și din și în, în jocul nostru. Și încă o dată îți mulțumesc și ție că, de fapt, tu ești nașul acestor întâlniri, așa, care uh, cum să spun, încep să se materializeze aici, așa că și încă o dată vreau să mulțumim sponsorilor, e important să știm că e un nucleu mic de oameni și sper să se mai alăture lângă noi. Uh, Lingeman, uh, Hotelul Cubix și Asociația Nicolae Titulescu, cât și tinerilor noștri operatori, încheiem aici filmarea și vom relua discuțiile. Mulțumim!